Un șofer cu alcoolemie mare a fost prins de polițiști înainte de a produce o adevărată tragedie. Un alt șofer a observat că se deplasa haotic în trafic și a alertat autoritățile. Polițiștii timișoreni au fost sesizați prin apel 112 de către un participant la trafic cu privire la faptul că pe strada Avram Imbroane ar fi observat un conducător auto care s-ar fi deplasat pe contrasens, circulând haotic. Polițiștii din cadrul serviciului rutier Timiș, împreună cu cei ai secției 5 Timișoara, au reușit depistarea autoturismului pe strada Frigului, intersecție cu strada Albinelor, la volanul căruia a fost identificat un bărbat în vârstă de 54 de ani. În urma testării acestuia cu aparatul alcool test, a rezultat o valoare de 2,36 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Totodată, polițiștii au mai stabilit faptul că până în momentul depistării, acesta a provocat un accident rutier soldat doar cu pagube materiale pe strada Aristide Demetriade. Transmit reprezentanții IPJ Timiș. Șoferul s-a ales cu dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.